Prin Harul Bunului Dumnezeu inaugurăm o serie de 11 prezentări plus a 12a o concluzie, o serie de devoționale legate de săptămâna de rugăciuni pe care anual o sărbătorim și o trăim în cadrul Bisericii noastre în seara aceasta sau ocazia aceasta este legată de o prelegere scrisă de fratele Aurel Neațu, președintele Bisericii din România și are titlul Faceți ucenici. Sigur că aceasta este o referire la cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, la misiunea bisericii, la misiunea conducătorilor bisericii, singura misiune la care suntem chemați de Dumnezeu și care este recunoscută de Dumnezeu. Domnul să fie cu noi în cursul acestei prezentări și Duhul lui să ne dea această să ne dea acea călăuzire pe care a promis-o Domnul când a spus vă va călăuzi în tot adevărul, specific cu privire la ucenicie. Nimeni nu poate să cheme pe cineva a fi ucenic al Domnului nostru Isus Hristos în timp ce el sau ea nu este un ucenic. Numai un ucenic al Domnului poate să cheme un alt om să fie ucenic. Altfel, dacă el ar chema omul acesta, vină și fi ucenic al lui Isus. omul acesta ar privi în viața lui și ar zice, nu e un lucru bun, că dacă era bun îl făceai tu. Și cuvântul acesta poate fi bun, dar nu e bun în gura ta. În gura ta nu sună bine pentru că tu nu ești ucenic al lui Isus. Și așa cum i-a spus lui Elisei, cuvântul lui Dumnezeu e adevăr în gura ta și când invităm pe cineva să devine ucenic al lui Isus, trebuie ca acest cuvânt să fie un cuvânt adevărat. Cât de mult am dorit noi să fim ucenici ai lui Isus și să dorim ca cel de lângă noi, copiii noștri, începând cu copiii noștri, să fie ucenici ai Domnului, așa cum a scris profetul Isaia. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului. Dar cum să fie ucenici ai Domnului când tata și mama nu sunt ucenici ai Domnului? Ei vor privi mai degrabă la ceea ce alege tata și mama decât la ceea ce predau ei ca lecție. Cât de mult dorim lucrul ăsta? Genesa, capitolul 30, versetul 1, Rahela îi spune lui Iacov, dă copii ori mor. Sigur că era un, um, o expresie a dorinței ei, cât de mult dorea ea să aibă copii, sau biserica să aibă ucenici, era o expresie aceasta. Uh, mor. Dar lucrul acesta e adevărat și literal? O biserică fără ucenici este o biserică în cădere, condamnată. O biserică ce nu are niciun fel de viitor. Viitorul bisericii sunt ucenicii ei. Și prezentul bisericii sunt ucenicii ei. O instituție nu este biserică. Ea se poate numi oricum, că e, la, e liberă asta să te numești oricum. Ea se poate numi pe sine biserică, cineva se poate numi pe sine creștin, dar aceasta nu înseamnă că purtând acest nume, după cum ați văzut și în societatea civilă. Pe unul îl cheamă Croitorul, pe unul Fierarul, pe unul Dulgherul. Sunt oameni care, bă, așa îi cheamă, dar nu au pus mâna pe fierărie sau pe Dulgherie în viața dumneavoastră, dar au rămas cu numele acesta. Profesează cu totul altceva. Pe doctorul îl cheamă Zidarul sau, și așa mai departe. În cazul nostru, când cineva se numește creștin, lucrul acesta este recunoscut de Dumnezeu doar dacă El corespunde vieții noastre. Și dorința noastră de a fi ucenici ai Domnului și de a chema copiii noștri și biserica și lumea care ne înconjoară, a-i chema la ucenicia Domnului Hristos ceva, o problemă de viață și de moarte. Dă-mi ucenici ori mor. Dorește cu adevărat biserica în gradul acesta ucenici, dorește ea ca tineretul bisericii, fii și fiicele noastre să fie ucenici ai Domnului, dacă da, este ea gata să plătească prețul pentru acest lucru. Orice fel de jertfă a Domnului este, așa cum a spus David, nu voi aduce o jertfă care să nu mă coste, nimic costă. Este gata biserica să plătească prețul uceniciei fiilor ei și tinerilor ei depinde de la caz la caz, și ca persoană, și ca biserică, și ca familie, suntem sau nu dispuși să plătim prețul acesta al uceniciei. O să ne întâlnim cu el pe parcurs într-o prezentare care se va ocupa numai cu prețul uceniciei. Vom învăța acolo despre lucrul acesta. Dar dorința aceasta este ea atât de vie încât să sune, cum sună în genes aici, dăni copii ori. More. Ea știa că nu există niciun fel de viitor pentru ea dincolo de uh, acel în care produce uh, o draslă. O biserica produce ucenici familia produce copii. Marea trimitere a Domnului nostru Isus Hristos este centrată pe cuvântul ucenici și nu ucenici ai denominațiunii sau ai bisericii sau ai vreunui, să zicem, învățat teolog, președinte sau urmașii ai Dumnealui, ucenici ai Dumnealui, ci toți fii tăi vor fi ucenici ai Domnului. Pe mine m-a întrebat cineva dacă, aș, dacă am pregătit vreun urmaș și am zis nu. Nu caut așa ceva, eu caut un înaintaș caut pe cineva care, la care să mă uit cu respect. Slujba aceasta a Evangheliei este și trebuie să rămână centrată pe persoana Domnului. Ucenici ai Domnului. Aceasta a fost grija cea din tâi a ucenicilor lui Isus. Nu vă uitați la noi, ca și când noi suntem... Nu vă uitați la noi. Și aceasta a spus Daniel și aceasta a spus Iosif și aceasta au spus oamenii lui Dumnezeu așa vorbește Domnul și au îndreptat întotdeauna atenția spre el. Acesta este principiul de bază al uceniciei și al aceluia care naște ucenici. Am avut o frumoasă discuție cu un profesor la universitate. El spunea că și el a scris o carte, On Eagles Wings, pe aripile vulturului și mi-a dat cartea să o citesc și să-i fac un pic de critică, să o analiză. Am, am citit cartea cu atenție și i-am spus zic, că 50% din carte este prezent aici, dar lipsește cealaltă jumătate. Și a fost puțin șocat. Cum? Jumate, jumătate lipsește? Da, jumătate lipsește. Care este a doua jumătate? A spus el pentru că el descrie în carte cum învață vulturul puii să zboare. Și e foarte frumos lucrul acesta. Dar pierde din vedere faptul că vulturul nu doar învață cum să zboare, ci și cum să predea zborul. Se învață simultan, concomitent, se învață în același timp. În timp ce învață cum să zboare, îi învață și cum să predea zborul. Altfel, dacă ei ar învăța doar cum să zboare, dar n-ar învăța cum să predea zborul, în cazul acesta s-ar fi sfârșit de mult specie aceasta. Pentru că puilor nu ar mai fi știut să zboare. Noi suntem chemați la ucenicie, suntem chemați să fim ucenici, în același timp, suntem pregătiți de Duhul Sfânt cum să conducem pe alți oameni să fie cu adevărat ucenici ai Domnului. Aceasta este prima atribuție a Bisericii și îmi pare foarte bine că fratele Aurel menționează în prelegerea dumnealui faptul că și bordul Bisericii sau comitetul Bisericii, care acționează în calitate de reprezentant al Bisericii, are această înaltă chemare, de altfel. Definiția Comitetului Bisericii este aceasta. Ei sunt oamenii care fac planuri pentru lucrarea Bisericii, echipează Biserica pentru lucrare. Sigur că nu o să se poată face această lucrare așa de ușor cum ne închipuim noi. Vor apare atâtea dificultăți și atâtea probleme, nu atât externe, nu, nu prigonirea din afară, este vorba de rezistența din lăuntru. Vor apare atâtea probleme care uh, sunt formă de diversiuni, diverse uh, aspecte, diverse piedici, diverse probleme interne, încât vor încerca să blocheze, să anuleze uh, total uh, potențialul unei biserici de a face ucenici. Acesta este mijlocul pe care... Îl folosește cel de rău ca să scoată din lucrarea aceasta a lui Dumnezeu o biserică cu mare potențial și cu mare dotare. Chiar lucrul acesta a căpătat atenție la ultima întâlnire mondială a Bisericii, la conferința generală, când un nou capitol intitulat formarea de ucenici a fost adăugat în manualul Bisericii. Dar capitolul ăsta nu e nou, deloc. El este de când cu Domnul și de la început. El este acolo. Este, pentru noi nu este un capitol nou, dacă a fost adăugat acum, ci un capitol târziu, foarte târziu, să ne rugăm la Dumnezeu să nu fie prea târziu. Spre exemplu, o familie care nu poate avea, nu dorește să aibă copii și amână an după an din cauza că vor să-și construiască o casă, să-și ia o barcă, să-și mai ducă nu știu unde și la un moment dat se gândesc că ar fi cazul, dar atunci își da seama că este prea târziu și că nu se mai poate face lucrul acesta. La fel se poate întâmpla cu o biserică, în timp ce încearcă să-și împlinească anumite planuri ale ei, pierde prilejul acesta și, cum spune profetul, vara a trecut, secerișul s-a încheiat și noi am rămas nemântuiți. Acest lucru este parte din ceea ce Biblia numește preoția împărătească din 1 Petru 2 cu 5 la 9. Și când spune voi sunteți o preoție sfântă, nu se referă la vreun preot în cadrul bisericii, ci la voi, adică la fiecare dintre noi. Lucrul acesta a fost foarte Frumos pus în scripturi, dar foarte puțin aplicat în biserică. Lucrarea de ucenicizare a fost încredințată exclusiv pastorilor sau factorilor de răspundere, dar ea aparține fiecărei mame, fiecărui tată, fiecărui frate-soră, fiecărui copil, fiecărui bătrân. Nu există cineva în afară acestei înalte chemări așa cinste pe care ne-a acordat-o Dumnezeu. Nu există cineva în afară acestor lucruri. Mă rog lui Dumnezeu să facă lucrul acesta clar sufletelor noastre. El a dat, Dumnezeu a organizat Biserica pentru a o echipa în vederea lucrării de slujire, în vederea lucrării pentru zidirea trupului lui Hristos, care este Biserica. De aceea, acesta este rostul ei. Rostul ei nu este supraviețuirea, ci rostul ei este transmiterea vieții mai departe prin ucenicie. Mântuitorul spune: Voi sunteți sarea și lumina. Pământului, a lumii. Dar ne dă o frază aici foarte tulburătoare. Dacă sarea își pierde gustul. Întrebarea este, de unde are gustul acesta sarea pământului, care conservă, care dă gust, pune, pune în valoare. Sarea are acest lucru, ea nu dă gust, așa cum se spune. Nu, nu, nu. Sarea pusă în mâncare pune în valoare gustul mâncării. E diferit. Și noi suntem chemați să punem în valoare ce găsim în această lume în care trăim, ce avem în familia noastră, să punem în valoare. Aceasta face sarea pământului, da? Dar de unde are ea gustul acesta? Păi ea are gustul acesta de la acela care pune în valoare sufletul omenesc și care atât de mult a iubit lumea încât a pus în valoare sufletul ei adică Domnul Isus Hristos. Despărțiți de mine, nu puteți să fiți sarea pământului, fără mine. Nu tragic că biserica s-a întors spre ea însă și se proclamă pe ea însă și încearcă să transforme lumea din jurul ei după asemănarea, după chipul și asemănarea ei lucrătorul lui Dumnezeu a pierdut din vedere sau pierd, riscă să piardă din vedere obiectivul lui, care nu este asemănarea oamenilor cu el sau a gândirii lor ca lui și a crezului lor ca lui, ci asemănarea lor cu Hristos. Este singura cale prin care sarea are gust, dar are momentul în care Domnul Isus Hristos nu este Temelia și coroana cântării noastre, predicii noastre, slujbei noastre. În momentul în care el nu este aceasta, sarea nu mai are gust. Sarea și-a pierdut puterea și urmează să fie călcată în picioare, scrie cuvântul lui Dumnezeu, de către oamenii care trec pe drum. E gunoi. S-a terminat. O biserică în care Domnul Isus Hristos nu e centrul fiecarei predici, fiecarei cântări, în care iubirea lui Dumnezeu nu e substanța în care trăim și viețuim în această biserică, o, o astfel de biserică devine, așa cum spune Domnul, lepădată, aruncată afară, călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. Eu pot să nu-mi aduc aminte cu o emoție sfântă. Am un prieten iubit, un doctor musulman în București, și dumnealui a fost la una dintre întâlnirile noastre evanghelistice cred că era în adunarea Popatatul și acolo am întrebat cum poate fi, cum punem aceste două texte unul lângă altul, pentru că într-un loc scrie Iisus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, după care ne spune, voi sunteți lumina lumii și o cetate așezată pe o munte. Și am spus, care din acestea sunt, unde este adevărul? Și a fost un pic de, de, de dezbatere între oameni, dar Dumnealui a făcut lumină și a spus așa: Niciun om nu poate fi lumina lumii, ci numai Hristos care trăiește în El. El este lumina lumii. Și astfel că o biserică în care Domnul Isus Hristos nu este centrul, nu este temelia și coroana oricărui program, oricărei manifestări, oricărei cântări, biserica aceasta este întuneric acum. Nu că este în întuneric, este ea însăși întuneric, adică întunecă sufletele oamenilor, ale copiilor, dezorientează ființe umane. Ea nu mai este în lumină și nici nu mai este lumină, ci ea este întuneric. Ea întunecă sufletele oamenilor. Astfel că noi suntem sarea pământului și suntem lumina lumii doar atâta timp cât Hristos locuiește în noi. Când Domnul Iisus Hristos este secundar sau este absent din aceasta, atunci sarea este cu noi, iar lumina este întunerec. Dumnezeu ne-a trimis în lumea aceasta pe noi cu o misiune de necrezut aproape că este e tulburător de de, de grea această lucrare la care am fost noi chemați. Și anume el ne-a chemat pe noi să ducem în lume puterea lui Dumnezeu, prin care o ființă umană are făgăduința și realitatea mântuirii. Păcatele oamenilor, vindecați pe bolnavi. Mulțumim lui Dumnezeu că avem în, între noi lumina vieții și a viețuirii sănătoase. Lucrul acesta ajută mult și lucrul acesta deschide drumul Evangheliei în lumea aceasta. Răspunde țipătului și strigătului unei lumi în suferință, care este intoxicată pe toate căile posibile astăzi. Este vindecați pe bolnavi. Al doilea lucru, înviați pe morți. Pot eu să înviez morți? Nu, pot. Dar eu am fost martor al unor, al unor astfel de lucruri în care oameni morți spiritual au înviat. Ei au spus lucrul acesta. Am fost mort. Am vrut să mă sinucid. Ei au spus lucrul acesta. Am fost ca și mort. Și uite, Dumnezeu a întors drumul înapoi din viață. Și scrie despre iertarea păcatelor, celor care le veți ierta păcatele. Cum pot eu să iert păcatele cuiva? Nu? Aceasta ar fi hulă, o ființă umană iertând păcate. Nu se poate așa ceva. Biblia spune doar Dumnezeu. Dar eu ce pot să fac în treaba aceasta? Că așa mi-a zis Domnul, celor care le veți ierta păcatele sunt iertate. Păi eu pot să-l iau pe omul acesta care este încărcat cu păcatul lui și să-l duc la izvorul iertării. Eu nu pot să-l iert. Nu, nu poate nimeni să ierte păcatul, afară de Dumnezeu. Dar, oricare dintre noi avem harul și privilegiul să conducem pe cel de lângă noi la izvorul iertării, care este Domnul Dumnezeu. Cuvântul său de astăzi, care ne cheamă pe noi să fim, pe de o parte, ucenici și, pe de altă parte, să fim aceia care facem ucenici, chemăm la ucenicie pe cel de lângă noi. Este făcut sub autoritatea supremă, totală, a Domnului nostru Isus Hristos. Probabil că nu, nu știu dacă ne-am gândit de ajuns la cuvintele din Matei 28-18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așa a spus Domnul Hristos. Noi suntem, uh, la, noi suntem trimiși de acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Și. Uh, 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 înainte de a ne da cuvântul acesta, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, El ne-a dat cuvântul acesta. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cu alte cuvinte, nu există niciun motiv de teamă sau de ezitare. Biserica lui Dumnezeu este chemată să fie ucenic al Domnului și la rândul ei să cheme la ucenicie pe cel de lângă ea. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Mergeți în toată lumea. Există această tendință spre izolare, spre întunecare, spre încuierea între ziduri, cum citim despre Israel, s-a închis între zidurile acestea și uh, lucrul acesta este o formă de răzvrătire împotriva cuvântului care a spus mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură. Și frumoasa desfășurare din capitolul 14 al cărții Apocalips, acolo unde îngerul zboară prin mijlocul cerului și duce cu el o evanghelie veșnică. Aceasta nu începe de la Betleem și nici măcar nu începe cu Isus, ci începe cu Dumnezeu Tatăl din veci și din veșnicii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Aceasta este uh, Evanghelia veșnică. Ea e legată de caracterul lui Dumnezeu, așa cum a fost el prezentat în Domnul nostru Isus Hristos. Urmează al doilea muncer în Apocalipsa, 14, a căzut Babilonul, dar aceasta nu se întâmplă decât datorită Evangheliei Veșnice. Numai cine a primit această Evanghelie Veșnică, în acela Babilonul a căzut. Și numai acela care a primit Evanghelia Veșnică, acela va sta în picioare și nu se va închina, așa cum scrie partea a treia, dacă se închine cineva fiare. Nimeni nu va putea sta în picioare decât în puterea acestei Evanghelii veșnice despre care a vorbit Mântuitorul în versetul 18. Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui Fiului și Duhului Sfânt și învățați-i să păzească ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Nu putea fi o făgăduință mai mare și mai bine cuvântată decât prezența lui Dumnezeu cu ucenicul acela care cheamă la ucenicie pe cel de lângă el. Este atât de mișcător momentul în care Filip cheamă pe Natanael. Merge și îi spune, uite, noi am găsit pe acela, dar ție nu ți ajută faptul că am găsit noi întâlnirea noastră sau chemarea, descoperirea Fiului Dumnezeu ne-a dus acel fel de viață la care te chem și pe tine, Natanael, fratele meu. Bucură-te și tu de Domnul, cum mă bucur eu. Și Natanael nu are această convingere în suflet, el are o altă preocupare și nu crede, nu, nu crede că poate veni din direcția aceasta, dar Filip aduce acest argument imparabil, literalmente, vino și vezi. Și în momentul în care Natanael se apropie de Isus și îi spune acele cuvinte, te-am văzut când te rugai sub smochin, Natanael este cel care declară, Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești trimisul, tu ești Mesia. Nu pentru că a spus Filip, ci pentru că a văzut el și a trăit el cu ochii lui Filip l-a invitat la Cenicie și pe el. Același lucru se întâmplă cu femeia din Samaria, nu mai crede fiindcă ne-ai spus tu. Credem pentru că am văzut și am trăit cu ochii noștri. Cel din tâi obiectiv al vieții și ființei noastre este propria noastră casă. Aici suntem chemați fii și fiicele noastre să devină ucenici ai Domnului. Cum se va întâmpla lucrul acesta, și cât de însemnat este lucrul acesta, este atât de însemnat încât Biblia spune: Dacă nu are cineva grijă de cei din casa lui, în contextul nostru, ca ei să devină ucenici ai Domnului, dacă nu are grijă cineva cum se poartă și cum trăiește în casa lui, ca să nu potignească pe copiii lui în a deveni ucenici ai Domnului, omul acela s-a lepădat de credință, indiferent ce slujbă ocupă Dumnealui, ce titlu are sau ce pretenții. Lucrul acesta este, este de așa însemnătate încât însuși Domnul spune omul acela s-a lepădat de credință, care a trăit acel fel de viață fără preocuparea aceasta de a conduce pe copilul lui la ucenicie. Sigur că nu toți copiii se vor lăsa conduși la ucenicie, nici toți îngerii lui Dumnezeu nu au fost cuminți și nu au rămas ascultători. Și, uh, nici toți oamenii cărora care a vorbit uh, Nici uh, 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 sunt multe exemple în Sfânta Scriptură. O parte însă este extrem de importantă. Și anume, atunci când ne vom, vom sta în fața raportului vieții noastre, să putem spune înaintea lui Dumnezeu, Doamne, uh, aceasta... Este ce am putut să fac. Vreau să mă pocăiesc pentru ceea ce n-am făcut, cer ajutor din partea ta, Doamne, să pot împlini ceea ce n-am împlinit până astăzi, ca fiii și fiicele noastre să poată deveni ucenici ai Domnului. Acesta este cel mai însemnat lucru. Apoi, Biserica. Mergeți, spune Cuvântul lui Dumnezeu și fiți martori în Ierusalim, cel din tâi, adică la adunare, apoi în Samaria, între diverse locuri și în lumea întreagă. Aceasta este chemarea noastră de a fi martori ai Mântuitorului și cu numele acesta se mărturiseau ucenicii înaintea tuturor oameni. Noi suntem martori ai acestor lucruri. Aceasta să facă Dumnezeu din noi și pentru noi, pentru totdeauna. Acum, iubiți mei, pentru că suntem într-o perioadă de rugăciune, împreună să ne rugăm la Dumnezeu pentru lucrul acesta specific. Să ne mărturisim lui Dumnezeu în tot ce știm că nu am fost o pildă în fața copiilor noștri sau a celor din jurul nostru ca ei să poată deveni ucenici ai Domnului să simțim această adâncă durere în suflet pentru lucrurile care au poticnit pe cel de lângă noi, într-un fel sau altul, și să ne închinăm lui Dumnezeu, cum spune epistola către Roman, capitolul 12, adu ființa ta, așa cum este, adu lui Dumnezeu, ca prin ea numele lui să fie prostăvit în lume. Aceasta ne e rugăciunea Tată iubit. Pe de-o parte ne întoarcem cu durere în sufletul nostru spre toate acele lucruri care au fost o potignire pentru cei din casa noastră și pentru cei din casa ta, pentru oricine. Pe de altă parte ne întoarcem cu speranța la tine, Doamne, că tu poți să faci din noi ucenici ai tăi și prin noi să chemi alți oameni la ucenicie. Aceasta este rugăciunea sufletului nostru prin Domnul Isus Hristos. Amin.